dacă foarte și foarte mulți studenți iubesc să se distreze în cluburi de noapte, adică eu pot să spun că am promis mentalității mele de a nu mai bea, adică nu mai consum alcool. Și într-un cuvânt, într-un singur zis, nu prea îmi place să accesez cluburile de noapte, însă îmi place să accesez mai mult internet, cafeurile și genul ăsta. Și foarte și foarte multe ori vin la, uite, la netcafeul de pe strada 15, nu știu dacă vă mai interesează și adresa, însă e un netcafe foarte și foarte simpatic, niște oameni foarte colegiali, că sunt cointeresat de țara mea, adică nu uit până la urmă, stau în America, însă nu uit nici de țara mea. Și deci îmi place să comunic pe internet, pe lângă toate cele că mă uit la știri, mi-e place să stau cu prietenii pe net, să comunic cu ei, să le întreb cum la ei, dacă și-au dat toate examenele sau nu știu eu. Flow-ul la noi în țară sau nu? Da sau nu? Kiss FM Play e la noi ID-ul lor. Le transmit salutări de la voi. Moldova nu are nevoie de istorici și politologi. Cine m-a scris știrea asta? Dragii mei studenți, de atâta și-o înveți contracte de deschidere în Universitatea de Stat, de atâta iarăși se închid multe locuri pentru studenți. Asta e o problemă foarte și foarte mare. În principiu, Moldova, dacă nu ar avea nevoie de istorici și politologie, asta ar fi chiar o prostie spusă de nu știu cine. Dar Dumitrie, dă-ți vorbim ceva despre studenți, asta ar fi cel mai interesant. Studenții noștri, și unde am văzut eu știrea și când ședi că, aha, ne-am adus aminte, cam unde ne-am adus aminte. Când ședi studenții într-un rând tare mare și se vor să matriculeze la universități și n-au când și acolo doi vorbesc. Păi ce tu nu te duci la colegiul de tractoare, tractorist și te-ai lăsat că, aia m-am dus acolo, dar nu m-a prânit, a zis că nu-s bun eu de asta, a zis că dă-te și-ți cadă în altă parte. Altul a zis că bunicul meu a fost tractorist și eu niciodată nu vreau să-i continui profesia, a zis că sunt alții care să-i continui profesia. În fine, toți vor să învețe, dar nu le dă Moldova surs, toți știutători de carte, dar nimeni nu vor să le dai, nu știu ce se întâmplă. Nu știu, nu e o știre așa frumoasă, înflorită, așa știi, și bă, nu-mi place nici gata. Suntem în Ocean City, plajă, lume, distracții, cald, bine, uitați-vă oceanul, plin de oameni, e super mișto. Când am intrat pe plajă mi-a spus că nu prea ți place aici pe 120. Nu prea place, fiindcă știți, 140, adică localurile de la nord sunt mai mult invadate de oameni bătrâni, adică oameni etate, însă dacă ne coborâm după 60 încolo... Ce vezi? Ce găsești acolo? Tata vede asta. Și mama? Ok, fete... Foarte multe fete frumoase, sex. Cum reușești să abordezi fetele de aici? Care e procedura? Easy! You can go home. I can buy something for yourself, or I don't know. It's foarte, foarte, foarte easy. Adică fetele din America, dacă ești așa, știi, arăți a bărbat și dacă faci sau știi cum au o magie, hai să zic așa, este foarte ușor pentru a-i spune, hai să ne uităm la un cinema sau hai să cinăm undeva. Sau... Ai reușit deja să vrăjești vreo fată pe aici? Nu, americancă, rusoaică. Adică am o americancă care lucrează cu mine, adică e super mișto, o cheamă Bianca, dacă ceva, secretul meu cel mare. Ce e asta? Asta e o broșură care a spus că va fi tot timpul pentru mine, adică să nu o lasă, să nu o tai de la mână niciodată. Că dacă nu vom mai fi prieteni niciodată, ok, promis. Deci brățara asta, o americancă, ți-a făcut o cadou ca simbol al eternei voastre prietenii. Da, exact. Cât de des vii la ocean, Mihai? Ai timp pentru asta? Foarte multe ori vin chiar noaptea, îmi place să întâlnesc răsăritul soarelui, fiindcă aici nu prea aveam ocazie. Noaptea, răsăritul soarelui? Răsăritul soarelui dimineața, adică ora 5. Noaptea stau, mă relaxez. Când am dă off-uri de la servici, e locul meu aici, adică nu aici, aici e 120, am iau locul mai încolo, adică mai la nord. În fine, e cald, e bine, și acolo. Unde îți mai petreci timpul tău liber? Eu unde mai petrec timpul meu liber? Peste tot locul, adică water park, adică dacă aș fi vrut să le propun ceva studenților, sunt foarte multe locuri de distracții, mai ales în Ocean City. Este un oraș turistic, este un oraș făcut special anume pentru distracții. Și deci nu e o problemă de a-ți găsi un loc sau un mijloc de a te distra, modul în care ție îți convine sau nu îți convine. E adevărat că au fost și rechini aici pe aproape de litoral? Da, este adevărat, însă nu a fost cazuri de mușcări sau nu știu ce. Adică a fost un caz care chiar am citit în ziarul săptămână în urmă că a fost
ați prins un rechin de un metru jumate undeva, însă nu a fost niciun caz de mușcări sau mai știu eu ce. Nu, nu, numai nu în Ocean City, așa că nu vă faceți griji. De Ocean City cu rechinii nu e o problemă. Astăzi e vreme bună pentru plajă, nu? Da, e vreme bună. Eu am să te rog să faci o baie în Atlantic în timp ce eu mi-au rămas bun de la cei care ne urmăresc, da? Apropo, și ție îți doresc good luck, să te întorci cu bine acasă, cu tot ce-ți dorești tu, cu toate visele împlinite, da? Aici ne luăm rămas bun de la orașul Ocean City. Următoarea noastră destinație este New York. Sunt Nata Albot și ne vedem săptămâna viitoare într-un nou episod din Aventura Americană. Totul despre cum se odihnesc, călătoresc și muncesc studenții moldoveni în America. Adios, amigos! See you in New York! Toți studenții au în ziua de azi nevoie de engleză. Am venit să văd o altă lume, un alt continent, o altă civilizație, o nouă parte de femei, de tinere studente, adică de a face cunoștință cu tinere studente și de a evolua în principiu pe plan profesional. Mihai Ipati, Ocean City. Muncește până la 16 ore pe zi, cu $7.75 pe oră, într-o pizzerie. Urește pizza. Nu-și caută un al doilea serviciu pentru că șeful său este împotrivă. Plătește $300 pe lună pentru chirie. Visează să viziteze Las Vegas. Are succes la fetele americane. Oscilează între dorul de casă și dorința ca această călătorie să nu se termine niciodată. Vrea să se întoarcă acasă cu $8.000. Urmăriți Aventura Americană în episodul următor. Sunt aproape de feribotul care duce turiștii spre Statuia Libertății. Studentele noastre de astăzi însă muncesc acolo și în curând le veți cunoaște. Coroana statuii însă a fost deschisă recent și până în ianuarie 2010 nu aveți nicio șansă să urcați pe ea, pentru că toate biletele au fost deja vândute. Sunt mașinile, sunt toate, adică poți să te arzi foarte ușor, foarte liber. Chiar dacă mâncarea este cam proastă, noi câteodată mai furăm de la bucătărie o roșie, un pepene, facem salată noastră de acasă, moldovenească. Precum prenumele meu este German, la fel străbunei noștri au fost emigranți în Moldova, am căutat pe aici și am găsit prenumele meu. Cred că e eu. Ceva din străbunii. Suntem acum în holul Academiei de Film din New York. Este sanctuarul talentelor în devenire. Fetelor, cum să nu mai faceți voi pe gospodinele? Că dacă nu gătiți acasă, presupun că nici măcar nu știți ce aveți în dulap. Toți regizorii care au filmat măcar o peliculă în New York neapărat au făcut un cadru cu eroina principală, care după o depresie, o ruptură emoțională, iese în Central Park pentru un jogging.